Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la emisiunile Alături de Tine. Suntem în cadrul prezentărilor Întrebări înainte de miezul nopții. Astăzi avem o întrebare foarte interesantă și cred că fiecare dintre noi ne-am pus cel puțin odată problema în felul acesta. Vă invit să deschidem Biblia în Vechiul Testament de data aceasta, în Cartea Judecătorilor, la capitolul 6, Judecătorii, capitolul 6, de la versetul 13. Dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Este un fragment din versetul 13, când Gedeon îi zice îngerului Domnului: rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Unde sunt toate minunile? Acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. De ce ni se întâmplă lucruri rele? De ce? Pentru ce? Lucrurile sunt extrem de complexe. Am citit ieri, într-un ziar, că o tânără numită Paige Hunter, de 18 ani, a vrut să facă ceva pentru semeni și s-a gândit la o modalitate ingenioasă de a face ceva extraordinar. A scris cu mâinile ei niște mesaje pe care le-a lipit în locurile unde știa că vin sinucigași să se arunce de pe un pod. Ceva de genul scria: acum mintea ta este foarte supărată, este confuză, dar nu face gestul acesta, viața merită să fie trăită, nu te grăbi să faci asta. 18 ani, o tânără de 18 ani, reușește să salveze cel puțin 8 sinucigași care voiau să arunce de pe podul acela undeva în Londra, citesc aceste mesaje motivaționale și oamenii renunță să se arunce acolo. De ce există atât de mulți oameni care vor să se arunce? Pentru că nu înțeleg unele aspecte dramatice ale acestei vieți. Nu înțeleg durerea. Nu înțeleg de ce Dumnezeu îngăduie să trăim atâta durere de foarte multe ori. Este un lucru remarcabil. Acela că Sfânta Scriptură străbate veacurile și ajunge până în secolul 21. Vă mulțumesc tuturor celor care vă uitați la noi, vă mulțumesc tuturor celor care ne urmăriți și cred că această întrebare, de ce, pentru ce ni se întâmplă aceste lucruri, dacă este în cerul un Dumnezeu, cred că ne-am pus-o cu siguranță fiecare dintre noi. Astăzi vom încerca să găsim niște răspunsuri. În această istorie veche a Vechiului Testament, niște răspunsuri care vin acolo unde nu ne așteptăm. Am intitulat mesajul acesta, după cum vedeți, zbor pe deasupra durerii. E foarte greu să te ridici și să zbori pe deasupra durerii. E foarte greu să lași lucrurile în urmă. Este foarte greu să nu te ancorezi în rănile trecutului. Este foarte greu să vii înaintea lui Dumnezeu și să zici: Doamne, accept suveranitatea Ta în viața mea, chiar dacă se întâmplă lucruri pe care eu nu le înțeleg. Este foarte greu să faci lucrul ăsta. O familie dragă sufletului meu trebuia să plece din țară, undeva într-o țară îndepărtată, au primit viză, au cheltuit bani pe auto, pe avion și au cumpărat biletele. Săptămâna trecută s-au dus la aeroport și unul dintre ofițerii de la emigrări, ce s-a gândit el? Văzându-i așa pe toți patru cu bagaje, i-a întrebat unde plecați și i-au spus: plecăm într-o țară foarte îndepărtată. A sunat la immigration, la acea țară îndepărtată, le-a spus ce vede, vede patru oameni care pleacă, deși aveau viză pe pașaport. Ofițerul la immigration le-a spus: ține-i acolo în România, nu-i mai lăsa să plece, pentru că noi nu-i primim aici. Cu banii dați, mii de euro cheltuiți, cu sufletul zdrobit, nu înțelegem de ce se întâmplă toate aceste lucruri. De ce nu puteau să-i respingă din start? De ce a trebuit să ajungă la aeroport?
le-am explicat că putea să fie și mai rău. Putea să urce în avion, puteau să meargă până în Canada, trebuia să emigreze și acolo la intrare, acel ofițer de la immigration le putea spune mergeți acasă. Întotdeauna, să știți, există o variantă și mai grea și și mai rea decât cea prin care trecem. De ce? Întrebarea de ce este o întrebare legitimă. În primul rând, aș vrea să împărțim mesajul nostru în trei momente. Vom începe cu momentul prezența lui Dumnezeu pretutindeni. Prezența lui Dumnezeu pretutindeni. Prezența continuă a lui Dumnezeu. Judecător la capitolul 6, de la versetul 11, se spune așa. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian. Madianiții erau un popor foarte puternic. Israel trebuia să îi le țină piept, doar că ei creșteau în ce în ce mai mult. Era o modalitate de corecție pe care Dumnezeu o îngăduia. Atunci când poporul păcătuia, îngăduia ca anumite națiuni să poată să se întărească și să intre în posesia bunurilor poporului lui Dumnezeu. Madianiții jefuiau pe israeliți de grâu, de alte roade și cu ocazia aceasta, Gedeon bătea grâul noaptea în teasc, să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului. Această expresie numită Îngerul Domnului nu înseamnă neapărat un înger. Expresia aceasta tradusă în românește cu înger este Malak sau Malak, trimis al Domnului. Asta înseamnă că, după părerea unor comentatori, e vorba chiar de Fiul lui Dumnezeu trimis ca să rezolve anumite probleme, de căpetenia oștirii Domnului. Expresia Îngerul Domnului se pare că se referă la Iisus, neîntrupat încă la Fiul lui Dumnezeu. Îngerul Domnului i s-a arătat și a zis, Domnul este cu tine, viteazule! Este atât de fascinant momentul acesta. Un tânăr, fricos, bate grâul să-l ascundă de Madian, să rămână și ei cu câteva provizii și vine îngerul Domnului și spune Domnul este cu tine, viteazule. Îi spune, tu ești un viteaz. Cum să fiu viteaz când eu sunt fricos? Eu pur și simplu mă ascund aici să nu mă prindă. Cum să fiu viteaz? Și cum e Dumnezeu cu noi? Da, această făgăduință este extraordinară. Domnul este cu tine. Domnul este cu tine. Singura situație în care Domnul nu este cu noi este atunci când noi nu dorim să fim cu Domnul. Dar atunci când noi ne dorim prezența Domnului, Domnul este cu noi. Prezența continuă a lui Dumnezeu în viața noastră este o realitate. Să nu vă îndoiți de lucrul acesta. Și mă bazez nu doar pe textul acesta care, să zicem că se adresează unui om al lui Dumnezeu care la un moment dat devine judecător în Israel, devine un simbol pentru închinarea la adevăratul Dumnezeu, dar până la sfârșit nu reușește să rămână pe linia cea bună. Dar oricum a făcut lucruri extraordinare acest Gedeon către care Dumnezeu zice Domnul este cu tine. Avem atâtea făgăduințe din Sfânta Scriptură. Prorocul Isaia spune, iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Zidurile tale, totdeauna înaintea ochilor mei. Adică Dumnezeu știe și vede, știe casa în care stai, știe poarta pe care o ai, știe gardul, zidul tău, știe masa la care mănânci, știe patul în care dormi, dacă este cu o saltea foarte bună sau este cu o saltea cu denivelări. Dacă ți-a ieșit arcul prin pat și n-ai bani ca să-l schimbi sau pur și simplu este doar o saltea din plapumă sau din altceva. În România există o străcie lucie prin anumite locuri. Am văzut
dramele unor copii care stau câte 5, 6, 7 într-o singură cameră, dormind pe jos, în niște condiții insalubre. Noi deseori uităm că Dumnezeu ne-a pus pe cei care avem câte ceva să dăm o mână de ajutor acestor oameni, să le spunem și lor, uite, Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu este ceea ce vă dorim, dăruim noi. Și lucrul acesta ar fi extraordinar, doar că noi ne ocupăm cu alte lucruri, cu certuri, cu încrâncenări politice, credincioase, religioase și nu înțelegem care este chemarea noastră. Dar Dumnezeu are în vedere pe fiecare om. Zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Vorba acelui cerșetor care a venit într-o zi și cerșea pe stradă și vine un ateu și îi spune: copile, crezi în Dumnezeu? Și copilul zice: da, domnule, cred. Atunci de ce nu-i spui la Dumnezeul tău să-ți dea de mâncare? La care copilul, privind un pic zâmbitor, zice: Dumnezeul meu vă spune dumneavoastră să-mi dați de mâncare, dar ce vină are El că dumneavoastră nu vreți să ascultați? Dumnezeu este prezent, dragilor. Prezența Lui este continuă. Dumnezeu are în vedere fiecare viață și oamenii aceia zdrobiți, care trăiesc în condiții teribile, doar că eu și cu tine suntem chemați să facem ceva pentru Dumnezeu. Așa cum a făcut această tânără de 18 ani, care a dorit să arate oamenilor zdrobiți de viață, care voiau să arunce pe acel pod, că încă ei sunt iubiți, încă sunt prețioși. Este atât de minunat să poți face gesturi prin care să arăți că prezența lui Dumnezeu este încă în această lume. Mai mult decât atât, cuvântul Domnului spune atunci când Domnul Iisus Hristos e gata să se înalțe la cer de pe pământ, transmițând niște cuvinte cu o valoare testamentară: mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, învățându-i tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele și până la sfârșitul veacului. Eu sunt cu voi. Prezența continuă a lui Dumnezeu este cu tine. Chiar dacă te îndoiești, chiar dacă nu simți această prezență, tu trebuie să știi că El este cu tine. Domnul este cu tine. Viteazule, care viteaz? Eu sunt un fricos, eu sunt un laș. Eu n-am darurile pe care le au alții. Eu stau în biserica mea fără să slujesc. Eu nu sunt atât de potrivit pentru o anumită lucrare ca alții. Eu n-aș putea să vorbesc așa cum vorbesc alții. Nu contează. Ești un viteaz. Pentru că niciodată Dumnezeu nu s-a uitat la un om și la ceea ce era în acel moment acel om, ci s-a uitat la ceea ce putea omul acela deveni. Acesta este stilul lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus a privit-o pe femeia aceea samariteancă de la fântână, i-a zis: dăm să beau. Oamenii o priveau ca fiind femeia ușoară a satului. Avea 5 bărbați, cel cu care stătea acum nu era bărbat. Nu era bărbatul ei, stătea în concubina și cu el. Dar Domnul Iisus Hristos s-a uitat la ea și a văzut-o cea mai mare misionară a Samariei. Și după ce a dus un sat întreg la Domnul Iisus Hristos, oamenii aceia au zis: acum nu mai credem din spusele tale, ci credem că El însuși ne-a vorbit și El este Mântuitorul Lumii. Așa face Dumnezeu. Așa că indiferent în ce stare te-ai afla, indiferent în ce descurajare te-ai afla, adu-ți aminte că Domnul este cu tine. Prezența continuă a lui Dumnezeu este peste tine și în mod special peste cei care suferă. Domnul este cu cei cu inima zdrobită, zice un cuvânt din Vechiul Testament. Acesta este stilul lui Dumnezeu de a se manifesta prin tot felul de lucruri, chiar și prin aceste umile cuvinte care pot să fie o încurajare pentru viața ta. Domnul este cu tine. Chiar dacă oamenii ți-ar spune: a, Domnul te-a părăsit, nu mai e cu tine, tu să știi că pe cel ce vine la Domnul, El niciodată nu-l izgonește afară. Așa zice Domnul Iisus: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Al doilea moment, permanentul de ce. De ce? Dacă Dumnezeu este cu noi, de ce? De ce sunt atâtea boli? De ce copiii bolnavi? M-am mustrat Duhul lui Dumnezeu în urmă câteva zile.
trebuia să fac un gard la casă. M-am învârtit prin București să văd care este cel mai bun preț la gard. În sfârșit, am găsit în două variante. În general, toate aceste garduri de beton, cum am vrut să-mi fac, sunt manopera și gardul în sine la un anumit preț. Am găsit o firmă care vindea gardul destul de ieftin, dar fără manoperă, și mi-au spus că ei lucrează cu un anumit băiat, doar cu băiatul acela, care nu are legătură cu firma, dar firma are maximă încredere în el și pe baza acestui convenient mi-am dat seama că costurile scad vertiginos la gard. Și atunci am zis, domnule, hai să cumpăr de aici. M-am întâlnit cu omul care era pus de firmă să monteze gardul. În primă fază, ceva nu mi-a plăcut la el. Și am zis, băi, nu știu de ce nu-mi place de băiatul ăsta. El era parcă absent. Era absent. Am sunat la firmă, zic, domnule, n-aveți un altul care să pună gardul? La care omul ăla zice, domnule, ai încredere în mine. Băiatul ăsta este singurul capabil ca să-ți pună gardul. Bine, domnule, dacă așa ziceți dumneavoastră, așa o fi. M-am sunat. Domnule, când te apuci de treabă? Păi în două săptămâni. Peste două săptămâni iar l-am sunat. Când te apuci de treabă? Domnule, a plouat, n-am putut să lucrez. Iar două săptămâni. Și așa m-am unat vreo lună de zile. Dar la un moment dat a venit ziua în care a zis, gata, m-apuc de treabă. Dragilor, toată această lucrare a fost făcută impecabil. Impecabil. Nu am văzut oameni care să muncească cu abnegație mai mare, cu exactitate, cu drept, cu tot ceea ce trebuia omul ăsta a făcut. Și m-a apropiat puțin de inima lui și am vrut să văd oare ce era cu el la început, de nu mi-a plăcut de el. Și omul ăsta se uită la mine și îmi spune, nu prea ați avansat aici cu lucrările. Zic, nu, că am fost bolnav, zic, că am avut operație, încă una, m-am chinuit. Nici acum nu sunt foarte bine, dar Dumnezeu mă ajută, sunt împreună cu Domnul. Și el așa, într-o dezvăluire de sine, zice, și eu am niște probleme. Zic, ce probleme aveți? La care îl spune, fetița mea de câțiva anișori are cancer la rinichi. Da, mi s-au tăiat picioarele. Zice, a fost extirpat un rinichi și acum face chimioterapie. Păi zic, cum? Da, zice, tumora a ieșit un pic din capsulă și ne e frică să nu facă metastaze și așa mai departe. L-am încurajat, m-a rugat pentru el, sufletul meu, un om extraordinar. Dar în ziua aceea în care m-am întâlnit prima dată cu el, mi se părea că e pe altă planetă și atunci mi-am dat seama de ce este pe altă planetă. Pentru că suferința abundă în lumea aceasta. Sunt foarte mulți oameni care poartă cu ei o durere pe care nu o știi. Habar n-ai. Și pur și simplu dau cu bâta în baltă. Te întreb de ce? De ce dacă Dumnezeu este cu noi, trecem pe acolo? De ce dacă Dumnezeu este cu noi, se întâmplă atât de multe lucruri? De ce îngăduie Dumnezeu atât de multe dureri, atât de mulți copii prin spitale? Am fost ieri, am făcut o vizită la niște prieteni foarte dragi, au un bebeluș de câteva săptămâni care trebuie să fie operat de două ori. Bebeluș operat de două ori. Prima operație a reușit, a doua operație este pe drum. Nu avem explicații prea multe la eternul și permanentul de ce. Nu avem explicații prea multe la de ce Dumnezeu nu se implică așa cum se implica odată cu exodul, cu trecerea Mării Roșii și zice Gedeon, unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun nu ne-a scos oare Domnul din Egipt, acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Și mă așteptam ca Dumnezeu să explice câteva lucruri, să îi spună, uite, tu nu înțelegi prea mult, tu n-ai imaginea de ansamblu. Dar Dumnezeu nu face asta. La întrebarea de ce și unde sunt minunile, Dumnezeu are un mesaj foarte interesant.
Și de fapt are o provocare. Al treilea moment, după permanentul de ce, fără răspuns, de foarte multe ori fără răspuns, Dumnezeu are o provocare. Provocarea lui Dumnezeu este al treilea moment al mesajului din ocazia aceasta. Du-te cu puterea pe care o ai. Auziți ce îi zice Dumnezeu? Domnul s-a uitat la el și a zis: du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Nu mai pot să fac nimic, că sunt anihilat. Datorită nenorocirilor care s-au întâmplat, datorită durerilor pe care le am, n-aș putea să fac nimica pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită la tine. Ce minunat că din cerul de slavă Dumnezeu se uită la tine și la mine. Zice că Dumnezeu s-a uitat la el. Uneori oamenii nu se uită la noi, nu ne bagă în seamă. Ați fost vreodată cu metrou? Obișnuiți să vă uitați la oameni de stânga, din dreapta? Nici nu-i bagi în seamă. Efectiv, stai așa și dacă se întâmplă ceva, vine un cerșetor cu acordeonul, te mai uiți să vezi cam cum arată, cam care e treaba. Dar, în general, oamenii nu se uită la oameni. Doar atunci când ești cu ceva în evidență, doar atunci când ești în față. Dar, în general, noi nu ne studiem. Nu. Ce bine este că Dumnezeu s-a uitat la Gedeon. Și Dumnezeu s-a uitat la mine. Și Dumnezeu s-a uitat la tine. Mi-aduc aminte de o întâmplare de la joacă. O fetiță împreună cu colegile ei s-au jucat de vață ascunsele. Și colegile ei, pentru că erau răutăcioase, s-au gândit să-i facă o farsă. Și după ce s-au ascuns toate celelalte, în afară de una care trebuia să le găsească, după ce l-au găsit pe toate celelalte, pe ea n-au mai căutat-o. Au lăsat-o să se ascundă, să stea acolo ascunsă. Ele s-au jucat mai departe. Și la un moment dat, fetița își dă seama de situația asta. A început să plângă. Și când a început să plângă, o strigă mama: vino acasă! Vino să mănânci. Ea, cu lacrimi în ochi, vine încet la mama și spune: mamă, pe mine nimeni nu m-a căutat. Care mama îi spune: stai liniște, nu plânge. Te-am căutat eu și te-am chemat la masă. Acolo unde nu te caută nimeni, acolo unde nu se uită nimeni la tine, acolo unde nu contezi pentru oameni, Dumnezeu se uită la tine. Și te caută El. Chiar dacă nu înțelegi anumite lucruri, El te caută. Și Dumnezeu spune: du-te cu puterea pe care o ai. Dar nu pot, dar n-am ce să fac. Dar ce ar trebui să știu? De ce ar trebui să fac? Dar, uite, alții cântă foarte bine, alții vorbesc din Biblie, alții... Eu ce aș putea să fac? Exact cu ceea ce ai în mână, poți să faci. Cu puterea ta. Asta este provocarea lui Dumnezeu. Să dăruiești lui Dumnezeu chiar atunci când ești zdrobit și când ai impresia că nu ai ce să-i dăruiești, să dăruiești chiar ce nu ai. Cum vine asta? Există un filozof român care s-a făcut creștin din evreu, apoi a intrat în monahism. Se numește Nicolae Steinhardt, scrie o carte, Dăruind vei dobândi, printre altele. În această carte absolut superbă, de meditații biblice, în cartea asta spune să dăruiești chiar și ce nu ai. Adică cum să dăruiesc ce nu am? Uite, vii seara acasă de la muncă. Copiii sunt stresați, enervați de o zi grea. Tu ești la fel de supărat și zdrobit pentru că șeful nu te-a băgat în seamă cum trebuie, ți-a vorbit urât sau știu eu ce s-a întâmplat. Și nu prea mai ai, ești epuizat, nu prea mai ai ce să dai. Și când îi vezi pe copiii tăi, care tânjesc după o îmbrățișare, care tânjesc după o vorbă bună, tânjesc după o întrebare, să îi întrebi cum a fost la școală, cu ce dificultăți s-au confruntat,
care au fost cele mai bune momente de azi în viața lor, cele mai slabe momente, de ce s-au necăjit astăzi, de ce s-au bucurat astăzi. Ei, nu-ți vine să faci toate lucrurile acestea, dar chiar dacă nu le ai, în momentul în care începi să le dăruiești și începi să te preocupi cu puterea aia frântă pe care o ai, Dumnezeu înmulțește și vei reuși ca și atunci când nu ai și ai impresia că n-ai nicio putere, acea putere să-ți fie înmulțită și să o dăruiești, chiar dacă în aparență simți că nu ai. Atunci când cineva este descurajat, atunci când vezi o persoană teribilă descurajată, chiar dacă tu ești la pământ și dărâmat, spune Nicolae Steinheim, dăruiește, dăruind vei dobândi puterea pe care o ai. Așa zice Dumnezeu aici. Du-te cu puterea pe care o ai. Izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Cum se rezolvă problema asta? Familia mea e cea mai săracă din Manase, eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. N-am cum. Sunt sărac. Sunt un copil care, nu vezi, n-am haine ca alții, n-am pantofi, n-am posibilități materiale, sunt atât de slab încât mi-e și rușine să merg la o biserică, pentru că ea se îmbracă acolo tot felul de îmbrăcăminte și așa mai departe. Nu am cum. Nu pot să fac nimic. Dumnezeu zice, du-te cu puterea pe care o ai. Eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Această făgăduință, Domnul este cu tine, Domnul va fi cu tine, este singura făgăduință pe care trebuie să o luăm în seamă. Dacă Dumnezeu este pentru noi, zice Apostolul Pavel, cine va fi împotriva noastră? Domnul va fi cu tine, eu voi fi cu tine, zice Domnul. Vei bate pe Madian ca pe un singur om. Madian reprezintă forțele răului. Madian reprezintă pe diavolul și acoliții lui. Există o luptă teribilă între copiii lui Dumnezeu și astăzi și forțele lui Madian. Puterile răului sunt atât de multe, sunt atât de covârșitoare, sunt atât de dure, încât năvălesc peste viața noastră. Nu înțelegem de ce ni se întâmplă lucrurile care ni se întâmplă. Însă Domnul astăzi are o făgăduință pentru tine și spune, Domnul este cu tine, Domnul va fi cu tine, vei fi biruitor. Aș vrea să vă prezint câteva unelte pentru a lupta în această luptă împotriva lui Madian. Uneltele aparțin Noului Testament și Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 6 spune așa, versetul 10, încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, nu în puterea tăriei tale, pentru că tu ești slab, n-ai nicio putere, dar în momentul în care puterea pe care o ai, o pui la dispoziția lui Dumnezeu, te întărești în puterea tăriei Lui, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua acea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul îmbrăcat cu adevărul, încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de cereri și rugăciuni. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Iată un arsenal de arme la figurat pe care le putem lua în lupta împotriva madianiților cu puterea pe care o avem. Și Dumnezeu zice, ești biruitor. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dar oare oamenii lui Dumnezeu au reușit să facă lucrul acesta? În prezentarea viitoare vom explora din aceeași parte a istoriei cu Gedeon o altă întrebare.
Întrebarea este, oare datoria voastră este să apărați pe Baal? Cine a făcut lucrul acesta? Gedeon, cu acea putere pe care o avea de la Dumnezeu, a hotărât să asculte de Îngerul Domnului, să se înroleze în armata lui Dumnezeu și va face lucruri extraordinare pentru Domnul. Va face lucruri minunate și rămâne în istorie ca un bărbat care a ascultat de porunca Domnului, cel puțin până la un moment dat. Aș vrea să vă prezint în cele ce urmează una dintre cele mai dificile situații prin care trece omul lui Dumnezeu David. Deschizi Biblia împreună cu mine în 1 Samuel, capitolul 30, de la versetul 1 înainte. Se află probabil cel mai greu moment din, sau poate unul dintre cele mai grele momente din viața de peregrin a lui David înainte să ajungă împărat. 1 Samuel 30. Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Țiglag, amaleciții năvăliseră în partea de miază zi în Țiglag, ei nimiciseră și arseseră Țiglagul. După ce luaseră prinși pe femei și pe toți cei ce se aflau acolo, mici și mari, nu omorâsere pe nimeni, dar luaseră totul și plecaseră. David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era arsă. Și nevestele, fiii și fiicele lor fuseseră luate prinse. Atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Să știi că îți este luat totul dintr-o dată, de o hoardă de năvălitori. David și poporul cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Nu știu dacă ai avut vreodată o durere de genul acesta. Nu știu dacă treci chiar acum printr-o astfel de durere ca să plângi până n-ai mai putut plânge. Să ți se ia totul. Să nu mai ai lacrimi pur și simplu. Dar știți, nu este suficient. Nu este suficientă pierderea aceasta. Cele două neveste ale lui David, Ahinoam din Israel și Abigail din Carmel, nevastul lui Nabal, fuseseră luate și ele. David a fost în mare strâmtorare. Căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre. Pentru că toți erau amărâți în suflet. Fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Adică nu e suficient că plângi până nu mai poți plânge. Ai pierdut totul și tu. Dar începea unii să comenteze, să spună: David să fie omorât cu pietre. Cât de greu este să fii acolo, în vale. Cât de greu este să fii în această durere în care nu numai că suferi din cauza pierderii personale, dar suferi și din cauza celor din jur care spun cuvinte urâte, care sunt gata să ia pietre să lovească în tine. Ce să faci în astfel de momente? De ce, Doamne, îngădui să se întâmple astfel de momente? De ce? Auziți acum un lucru pe care vi-l recomand să-l faceți și dumneavoastră, pe care îmi doresc în toată inima să-l fac de fiecare dată când trec prin încercări. Scuzați-mă. Auziți ce se întâmplă? După ce David pierde, plânge până nu mai poate plânge, după ce poporul hotărăște să vorbea, să-l omoare cu pietre, auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 6. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Îmi aduc aminte de fiul lui David, de Domnul Iisus Hristos, care trăiește cea mai amară noapte în agoniei sale. Matei, capitolul 26, spune că de trei ori s-a aruncat cu fața în țărână. Fiul lui Dumnezeu, acela în fața căruia îngerii strigă: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Cu fața în țărână se roagă și cu lacrimi transpirația sa îi se rupe la nivelul capilarelor și porii aceia, în loc să iasă prin ei transpirație, iese sânge. Și Domnul Iisus spune: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Dar are puterea să spună totuși: nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. E foarte greu.
Ca în astfel de momente să spui, Doamne, facă-se voia Ta. Doamne, eu mă îmbărbătez și mă bazez pe Tine. Este foarte greu să faci asta. Este atât de minunat să poți să zbori pe deasupra durerii. Te îmbărbătezi. Să lași pe Dumnezeu să-ți sufle vânt în vele. Și să zici, Doamne, eu nu Te voi părăsi niciodată. În ciuda faptului că mi-e greu. Aș vrea astăzi să vă spun că nu de mult timp am trăit un astfel de moment, un moment greu, un moment pe care nu l-am priceput, nu l-am înțeles. După intervenție chirurgicală în care am crezut că s-a rezolvat o problemă, la 2 săptămâni am primit vestea că mai trebuie să fac încă o intervenție chirurgicală, la fel ca și prima, cu rahianestezie, cu complicații, cu amorțeli, cu groaznic. Și seara aia, în timp ce eram la urgență, aș vrea să vă citesc o poezie pe care am scris-o. Rugă în noapte. Doamne, dă-ne tăria să ducem tot ceea ce Tu îngădui să purtăm, prin foc sau prin ape, departe sau aproape, pe oriunde colindăm. Doamne, uneori obosim să zâmbim, dar știm că suntem săpați în palmele Tale când ai ales atât de dureroasă cale. Doamne, suntem ai Tăi. Zi și noapte, în zgomote, în șoapte, în susurul blând și subțire, în minunata-Ți iubire, respirăm, ne bate inima, trăim. Noaptea grea sosește, zdrobirea ne smerește. Totuși, Te iubim. Cu puterea pe care o ai, aruncă-Te în brațele singurului care poate să-Ți dea pacea, care poate să-Ți dea echilibrul, care poate să te facă să zbori pe deasupra durerii. Nu uita că prezența Lui este permanent cu tine. Nu uita că și deceurile pe care le spunem au niște răspunsuri pe care le vom primi într-o zi. Și nu uita provocarea Lui Dumnezeu. Cu ceea ce ești tu, du-te mai departe. Mergi mai departe, cu resursele tale. Chiar dacă ai impresia că nu le ai, Dumnezeu ți le dă. Dăruind, vei dobândi. Această experiență vă doresc tuturor, indiferent prin ce greutăți veți trece, indiferent cât de mult ați plâns sau dacă ați plâns până n-ați mai putut plânge, să ne bazăm pe Domnul Dumnezeul nostru. Amin.